10 și 23 de minute, se întâmplă foarte, foarte multe lucruri astăzi în Happy Music. Am stat de vorbă și cu Ela Crăciun, a spus care este câștigătorul, imediat o să aflăm și care este câștigătorul. De fapt o să intrăm în direct, că de aflat am aflat. A aflat și câștigătorul, așadar toată lumea este fericită. Am avut și un concurs, am dat un nebulizator și un sirop și în sfârșit acum am ajuns să vorbim cu Mirela Horumba. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Ce faci, Mirela? Cum ți-e ziua astăzi? Superbă, ca fiecare zi. Știi cum e? Ziua fiecăruia depinde de gândurile pe care le avem, nu? Da, wow, dar tu cu ce gânduri te trezești? De ești așa bine dispusă tot timpul. Spune-ne și nouă. Cu gânduri frumoase. Gânduri frumoase în fiecare sau cât mai frumoase. Mamă, și nu urăști dimineața când te trezești, zici, bă, iară, aoleu, e ora 6, ora 7. Marius, trebuie să spun un secret. Eu sunt foarte matinală. Am înțeles. Deci... La mine când e ora 6, wow, a început ziua. Tată casa, party. Da. Cu ceilalți ai mei e mai dificil, pentru că ei stau mai mult, doarmă, dar am învățat să-mi fac lucrurile în felul meu și să fie bine pentru toată lumea. Te rog. Mirela, mulțumim că ești alături de noi. O să vorbim astăzi despre școli fără bullying în sectorul 3. Îi spun pe larg pentru cei care ne-au auzit la știri. Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Radio Ițibiții, organizează o conferință pentru profesorii din învățământul primar, pentru profesorii din sectorul 3. Vor fi mai mulți invitați, printre care și Mirela Horumba. Mă bucur foarte mult că faci parte din această echipă, Mirela. De ce crezi tu că este important ca profesorii să vină la această conferință? Și eu sunt foarte bucuroasă că v-ați gândit să mă cooptați în echipa de oameni care vor să facă un pic diferit viața în școlile din sectorul 3. Mi se pare absolut important pentru că, în primul rând, noi nu prea înțelegem exact ce înseamnă bullying-ul ăsta, cu ce se întâmplă sau cum se întâmplă. Lumea vede, păi l-a lovit, păi a făcut treaba asta sau a făcut cealaltă. Bullying-ul e doar un proces. În momentul în care ești informat și ai cunoștință despre mecanismul în care el escaladează, e mult mai ușor să intervii. Pe lângă faptul că noi nu avem, de cele mai multe ori, neavând cunoștințe, nici măcar nu știi ce ai putea face. Și te trezești de multe ori neputincios, te trezești când s-a întâmplat, când ai putea foarte bine să intervii un pic înainte. Adică mi se pare extrem de important să ajungem în zona de prevenție a lui și nu în zona de combatere, sau nici nu știu cum să spun. Adică deja după ce s-a întâmplat. Bun. Hai să vedem ce putem face ca să îl prevenim. Și multă lume încearcă să controleze mediul extern să nu se întâmple, pentru că, de fapt, nu suntem învățați cum să reacționăm corect. Asta ar fi așa, în două vorbe. Deci eu vă invit cu mare, mare drag pe toți cei care sunteți implicați în zona de educare a copiilor, pentru că este un fenomen, nu putem să-l negăm. Se întâmplă în zilele noastre, nu putem să spunem că o să facem sau să mai ne prefacem că nu există, când, de fapt, avem toate instrumentele pe care le putem utiliza într-un mod pașnic. Mirela, dar totuși citeam o statistică aici și spune că România se clasează pe locul 3 din 42 de țări europene privind fenomenul de bullying. Cum crezi că s-a ajuns totuși aici? Adică suntem iară pe un loc fruntaș la un capitol destul de nefericit pentru noi. Păi, într-adevăr, suntem pe un loc fruntaș, Marius, pentru că de multe ori, ca să nu spun de foarte multe ori, bullying-ul este un efect al carențelor afective. Da? Părinți plecați la muncă în străinătate, copii crescuți de stradă sau de cine se nimerește, punem și niște condiții economice mai puțin, ca să nu spun sărăcia, da? E foarte ușor să se ajungă într-un sistem din ăsta în care violența, agresivitatea explodează. Pentru că despre asta e vorba. Bullying-ul, de fapt, este o transpunere, în fapt, a nemulțumirilor noastre prin agresivitate, pentru că nu știm cum să facem diferit, nu pentru că așa vrem. Și statisticile arată realitatea. Până la urmă, degeaba spunem noi că nu vrem, că nu știu ce, că tot asta e. Da, interesant. Ideea e că putem,
putem face diferit. Asta este absolut minunat din perspectiva mea. Mi se pare important ceea ce ai spus, pentru că eram obișnuit, nu știu dacă eu sau și dacă ceilalți oameni, așa? Să privească bullying-ul ca un fenomen izolat care se întâmplă doar în școală, dar de fapt, într-adevăr, sunt foarte multe cauze care duc la apariția acestui fenomen. Bullying-ul apare ca un context. Noi am găsit cuvântul bullying aplicându-l, să spunem, strict în școală. Dar să știi că noi avem bullying și acasă. Poate părea suspect, dar părinții de multe ori din neștiință confundă această hărțuire, acest dresaj cu educația. Se continuă la școală, avem în societate, avem peste tot, numai că e foarte greu să recunoaștem lucrul ăsta. E foarte greu să spunem, da, domne, nu știu cum să fac și mă trezesc că mi-abuzez copilul. Sau mă abuzez omul de pe stradă, pentru că nu avem încă psihoeducație, ba mai mult, și mi-asum lucrul ăsta, avem impresia că a merge la psiholog este un act de jenă, de rușine socială, cum adică eu am probleme. Nu. În primul rând, psihologia este despre educație. Educația previne creșterea fenomenului de bullying, ca să nu mai spun că atâta timp cât învățăm mecanisme prin care să ne creștem inteligența emoțională, că până la urmă despre asta vorbim, să fim serioși, oricâte cunoștințe, oricâte formări, oricâte certificări, diplome am avea, dacă noi nu vom lucra la zona de inteligență emoțională a fiecărui om implicat în zona de educație, că e părinte, că e profesor, că e, eu știu, la inspectoratul de la ISE, nu știu care, degeaba vom face. Adică ăsta e, sau aici este zona în care e nevoie să lucrăm ca să obținem și rezultate. În rest, vă invit cu mare, mare drag, pentru că va fi chiar o conferință cu, din perspectiva mea, cu niște lucruri practice cu care putem pleca de acolo și le putem folosi fix din momentul în care avem nevoie de ele. Mulțumesc mult, Mirela, că ai fost alături de noi și succes! Sunt sigur că această conferință o să-i ajute mult pe profesorii din sectorul 3, poate să înțeleagă și să identifice acest fenomen și apoi cu instrumentele pe care le învață de la voi să le și pună în aplicare ca să, nu știu cum să-i spun, să facem față acestui fenomen, să-l mai reducem. Cum îi spune? Să începem să trăim normal, a spune eu. Pentru că, nu-i așa? Da, da, am așa o reacție. Wow! Dar normalitatea are de-a face cu a fi pașnic, fără, sau a te exprima fără a fi agresiv, fără a fi violent. Știu, e cale lungă până acolo, dar facem și noi pas cu pas și primul pas este informarea corectă. Nu știi că nu știi atâta timp cât nici măcar nu ți închipui că există, da? Minunat. Mulțumesc, Mirela, da, îți doresc că... mulțumesc pentru invitație și toate cele bune în continuare. Toate cele bune. Super, super, super și veniți la conferință pe 25. Da, sigur, bine. Pa, 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 Mirela. Bine, pa, pa, Marius, pa. Am stat de vorbă cu Mirela Horumba, ți-aduc aminte, Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Radio Itibiți, organizează o conferință pentru profesorii din învățământul primar Școli fără bullying în sectorul 3. Întâlnirea va avea loc pe data de 25 octombrie, între orele 13-17 în București. Vor vorbi Gașpar Gheor, Mirela Horumba, pe care tocmai ai ascultat-o, Adriana Mitu, Andreea Neagu și Nadia Tătaru. Am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat. Așa că vreau să te rog ceva chiar acum, imediat. Iubește-mă.